nu știau ce înseamnă profesiile sau care sunt profesiile juridice. Și atunci îi întrebam de multe ori, ce doriți să deveniți după ce absolviți? Ce vă place mai mult să fiți jurist? Bun. Jurist nu înseamnă neapărat în mod special o profesie. Trebuie să vă gândiți, dar ce putem să devenim? E o calificare, nu? E o calificare, nu este o profesie. Și atunci, spunându-le că pot să devină magistrați în speță, procurori sau judecători, avocați, notari, consilieri juridici, executori judecătorești sau funcționari publici în cazul celor de la Facultatea de Drept, încet, încet ei au început să înțeleagă că fiecare profesie are o legislație specifică pe care trebuie să o cunoască, are anumite condiții de a intra în această profesie și de a o exercita. Trebuie să dea o serie întreagă de examene de intrare în profesie, să efectueze stagiu, să dea examene de definitivat și așa mai departe.